hei, hei! Internauții mei! Bine ați revenit în culisele serialului Adela! În acest episod, pregătiți-vă! Pentru că o să aflați totul absolut despre mine! Și despre personajul meu din serialul Adela Călin, prietenul Mihai, dar în primul rând despre mine. Am înțeles. Da, important este că mai aflăm și despre Dominic Lăcătuș, care o interpretează pe Tania și are foarte multe lucruri de spus despre acest rol. Și despre mine. Bine, haideți să vedem. Știi că și eu sunt tot asistenta lui Paul. Până să apar tu, eram singura lui asistentă. Și n-am ajuns aici cu bine. Îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația noastră. Cum a fost momentul în care ai primit scenariul și ai citit tot ce ai de jucat și, bineînțeles, celelalte povești? Am vrut să văd, în primul rând, cine e, nu? După am vrut să descoper un pic cu cine voi lucra, nu? Că dacă e secretara lui Paul Andronic, m-am interesat mai mult pentru povestea lui. Care-i ritualul de dinainte de filmare? Cum îți înveți textele înainte? Le înveți cu mult timp înainte sau poți să le memorezi pe loc? Le memorez de obicei pe loc. Eu nu stau să învăț textul. Când sunt acasă, iau textul frumos și încerc să fac un ritual al meu, care de fapt am fost învățat în facultate. Și ce s-a întâmplat înainte, dacă chiar nu era o poveste, că poate e o zi nouă, inventez ceva în casă, ce s-a întâmplat, cum vine, cu dispoziția care vine. Și de acolo încep cu fiecare personaj ce vrea să spună, că poate spună indirect așa, dar poate nu-ți dai seama. Și după ce am făcut toată analiza asta a textului scrisă de mână, că așa rețin mai repede, după ce am zis, pun muzică, mă relaxez, încerc să stau cu ochii închiși, să văd situația respectivă. Hai să zic, mai încep și învăț textul, care imediat îl ție, dacă l-ai făcut peste ea. Eu cred că e ușor de învățat. Poate pentru noi, poate pentru alții e mai greu. Vlad German. Ce faci? Bună, Cristina Ciobănașu. Bine. Da. Eu vreau să știu dacă în momentul ăsta ești Călin sau Vlad German. Nu, vezi, e o întrebare grea, pentru că noi trebuie să aducem personajului și o chestie veridică. Iar eu, Vlad German, sunt puțin nebun și atunci am dat din nebunia mea și personajului. Deci sunt și Călin și Vlad German. Bun. M-am metamorfozat. Am înțeles. Un răspuns foarte frumos. Voiam să întreb cum ai reacționat când ai aflat că vei juca rolul lui Călin în acest serial. Așa am făcut. Vlad, ești plin de umor așa astăzi. Așa am făcut. A zis, ai luat rolul și eram... Vă mulțumesc. Mă intimidez. Te intimidez? Vrei să-ți ia cineva interviu? Nu, 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 e ok. Revenim la întrebare, zi. Ok. Cum Alex, vrei să iei tu interviu? Vrei să te ajut să-ți iau interviu, să spun eu întrebările? Nu, ai putea să dai răspunsurile. În locul tău. Da, da, da. Bine. Vă las. Bine, hai, fii. Continuăm. Cum se am reacționat? Se vede că sunteți cei mai buni prieteni. În serial, e și realitatea. Da. De fapt, ți-am spus, ne-am metamorfozat, deci suntem prieteni, orice ar fi. Cum să reacționez? Normal că m-am bucurat. Îmi doream foarte mult să iau acest rol. În primul rând, pentru că e ceva ce nu am mai jucat. E o provocare și ceea ce mi-am dorit și îmi doresc în continuare să mi se întâmple și de acum înainte, este ca fiecare personaj pe care îl interpretez să fie diferit de tot ce am făcut până în momentul respectiv. Cu seara înainte repetăm. Da, va trebui să închidem acest interviu brusc.